Îmi permit să spun public pentru că public a publicat și opoziție o scrisoare deschisă pentru președintele României, președintele cultului. Vă spunem cu toată inima și încrederea în Dumnezeu, cu dragoste frățească, ca păstor ai bisericii, ca președinte al comunității, ca rector al universității, ne dezicem de o astfel de scrisoare care are în ea un duh nepotrivit are în ea acuze nepotrivite. Să spui într-o astfel de scrisoare că a fost închise abuziv bisericile este nepotrivit. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ferit. Îi mulțumim lui Dumnezeu că cele două familii care au fost identificate din biserica noastră s-au vindecat. Să-i binecuvinteze Domnul. Îi mulțumim lui Dumnezeu că nu s-a răspândit mai mult, dar nu ne jucăm. Nici cu vorbele și nici cu faptele. Haideți să dovedim înaintea lui Dumnezeu că suntem oameni care știm și de vremuri de răstriște, simțim cu greutatea care apasă pe omul celor care trebuie să ia decizii, ne rugăm pentru tot personalul medical. În familia noastră avem mulți în încușcrire și de o parte și de alta. Și este extrem de greu. Extrem de greu. Să fii cu oameni bolnavi, să fii în spital, să nu știi cu ce te lupți, să nu știi cum să o faci, de nu mai știi de tine. Dar este o realitate și haideți să nu credem uh, smintelele unora sau alta că e invenție, așa ca să-și bată joc de noi. Nu e adevărat. Este o realitate dureroasă peste lume și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să intervină. Numai El poate să facă lucrul acesta.